Centrul Româno-German de Pregătire și Perfecționare Profesională în domeniul agriculturii, la inițiativa Ministerului Agriculturii, a organizat vineri 4 martie primul workshop din România privind sistemul de verificare a mașinilor de aplicat pesticide. La eveniment au participat Elena Leaotă, directorul Agenției Naționale Fitosanitare, Ion Pirnă, directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare, Alexandru Moisuc, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, reprezentanți ai Agenției Naționale Fitosanitare din 10 județe din vestul țării, profesori de specialitate de la catedrele de mecanizate ale Universităților de Științe Agricole din țară și numeroși fermieri. Vine vremea ca și în România acest sistem de verificare a mașinilor de stropit să fie implementat și s-au discutat câteva aspecte tehnice și practice privind acest sistem de verificare a mașinilor de stropit. Principalele discuții s-au purtat în jurul prezentării făcute de dr. Georg Haller, directorul Centrului 2 la Germania, privind organizarea sistemului de verificare a mașinilor de aplicat pesticide în landul Baden-Württemberg. Au fost apoi discutate posibilitățile de efectuare a inspecției și obligațiile celor care efectuează inspecția, necesitatea ca mașinile de aplicat pesticide să fie verificate periodic, necesarul de echipamente de verificare în România, activitatea de supervizare a inspecției și calificarea personalului implicat în inspecție. Noi astăzi ne-am întâlnit la inițiativa Ministerului Agriculturii, fiindcă în următorii 2 ani, 3 ani, toate mașinile de stropit care se folosesc în agricultură trebuie verificate, deci de funcționalitatea lor. Producerea de alimente sănătoase este o prioritate pentru Uniunea Europeană. În acest context, utilizarea responsabilă a produselor de protecție a plantelor joacă un rol foarte important. Utilizarea de către agricultori a acestor produse de protecție a plantelor trebuie să se facă responsabil după practicile tehnologiei actuale și moderne. Aceasta presupune că aceste echipamente de protecție a plantelor să fie verificate în mod regulat. În landul Baden-Württemberg, încă din anul 1994 s-a introdus un sistem obligatoriu de verificare a echipamentelor de protecție a plantelor. Sunt sigur că și fermierii din România vor accepta cu ușurință noul sistem de verificare a mașinilor pentru protecția plantelor. Important este ca tot sistemul de organizare să fie implementat astfel încât să fie ușor de înțeles. Agricultorul nu trebuie să parcurgă o distanță mare până la punctul de verificare și să primească autorizația de folosire a instalației de stropit numai atunci când aceasta este verificată și în concordanță cu reglementările actuale. Această verificare este foarte importantă pentru fermieri și astfel se îndeplinește și o cerință a Uniunii Europene. Este cu caracter de obligativitate ca până în 2016 toate mașinile existente să fie testate odată. Indiferent că discutăm de mașini de acum 20 de ani sau mașini de acum 3 ani. Mașinile care sunt în funcție să fie toate testate odată, cu excepția celor care au din fabrică certificarea recunoscută europeană. Cele, sigur, care au această verificare recunoscută, intră la testare în momentul în care expiră perioada de valabilitate. În a doua parte a dezbaterii s-a desfășurat un test complet al unei mașini de stropit cu sistemul aflat în dotarea centrului de pregătire. În timpul testului s-a urmărit starea generală a mașinii de stropit, uniformitatea distribuției picăturilor, presiunea la nivelul fiecarei duze, presiunea la nivelul pompei centrale, iar în urma testării s-a putut indica gradul de pregătire a mașinii pentru asigurarea unei stropiri eficace și cu impact redus asupra mediului înconjurător. Această testare are o componentă foarte, foarte importantă legată de gradul de productivitate este menită să ajute fermierii în a obține producții curate, sănătoase și cât mai viabile economic. Nu este o măsură de frânare a agriculturii, ci dimpotrivă, este gândită la nivel european pentru sprijinul agricultorilor. Iar a doua componentă este cea legată de mediu, pentru a conserva resursele de apă, sol și, foarte important, de a proteja consumatorii. Pentru ca rezidurile existente în alimente, reziduri din pesticide, biocide utilizate în controlul și combaterea bolilor și dăunătorilor, din păcate este foarte prezent astăzi. Iar prin testarea și diagnosticarea mașinilor
se reduce foarte, foarte mult această cantitate, în sensul că prin această diagnosticare și testare se dă exact cât trebuie acolo unde trebuie. Timpul de testare este foarte mult influențat de starea tehnică a mașinii. Discutăm de caracteristicile tehnice principale, ca și un factor de influență, și pe urmă starea tehnică. Dacă o mașină vine cu parametrii de funcționare complet corecți, 10 minute. Dacă presupune intervenție, reparare, înlocuire de duze, înlocuire de armături, înlocuire de pompă chiar sau manometru, sigur că toate aceste operații prelungesc durata de efectuare a verificării și, din păcate, măresc și costurile. Pot să spun cu certitudine că până nu se cunoaște o evidență exactă a numărului de mașini, a proprietarilor acestora, a destinației și a locației lor, acțiunea presupune foarte, foarte multă muncă și, practic, nu are finalitate. Deci, ar trebui început cu o evidență clară, un recensământ, dacă putem spune așa, al mașinilor cu proprietar, serie, număr și așa mai departe, după care să începem să demarăm.